Transylvania Trophy goes to Utama by Alejandro Loaiza Grisi. Bună seara, bine ați venit la gala de decernare a premiilor TIFF, Transylvania International Film Festival, ediția 21. Ca de obicei, îi salut și pe cei care nu sunt neapărat în acest perimetru, dar care urmăresc gala de pe margine. Sunteți foarte importanți pentru noi. Sunt foarte mulți tineri acolo și nu degeaba zic de ei. Există încă un tânăr, Tudor, să știi, care și-a dorit foarte mult și-ar fi dorit foarte mult să fie anul acesta la festival aici și să vadă filme, doar că a fost puțin mai ocupat. A avut de câștigat două medalii de aur la natație. Doamnelor, domnilor, avem un mesaj pentru dumneavoastră, pentru spectatorii TIFF, special trimis de către David Popovici. Salut! Vreau să vă mulțumesc tuturor și fiecare în parte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și m-ați sprijinit. Salutări, TIFF! E cred s-a scris, presa a scris, după 49 de ani, e primul notător care realizează dubla la un campionat mondial, 100 de metri și 200 de metri liber. Ministerul Culturii a ajutat și a ajutat pentru că merită din plin acest festival. Vin de la Sibiu, de la Festivalul Internațional de Teatru, alt festival subvenționat de Ministerul Culturii, festivale care nu sunt organizate de instituții ale Ministerului Culturii. Dar, domnul ministru, că nu e un festival organizat de Ministerul Culturii, într-un fel, să știți, ne bucurăm pentru că vrem să aibă continuitate și să se întâmple an de an acest festival. Doamnelor și domnilor, pentru acest premiu, îl invităm pe scenă pe Mircea Joană, secretar general adjunct NATO. Cu același mesaj, make films, not war. Mulțumesc foarte mult! Felicitări pentru acest festival excepțional. Motoul acestei ediții este mai mult decât relevant. Avem nevoie de pace, avem nevoie de liniște, avem nevoie de libertate și democrație și un cuvânt și pentru industria filmului românesc, pentru regizori, pentru actori, pentru scenariști. Faceți cinste României și e un brand excepțional pentru România. Andreasca, am bucur să te văd. Madame la ambasadist, ambasadora Franței este aici. Și ca să nu lungim prea mult suspansul, premiul publicului pentru cel mai popular film românesc merge către Capra cu trei iezi în regia lui Victor Canache. Felicitări! Spuneam că e o mare surpriză publicul să voteze un film horror drept cel mai popular film într-un festival. Mulțumesc, mă bucur să fiu aici. Mă bucur că filmul a fost selectat în prima ediție a competiției WhatsApp, da? Vă mulțumesc foarte mult! În primul rând, și în ultimul rând, aș vrea să salut publicul, aș vrea să salut artiștii, aș vrea să vă mulțumesc pentru această seară, aș vrea să vă mulțumesc tuturor, aș vrea să vă mărturisesc, iarăși tuturor, dar rămâne între noi, nu mai spuneți la nimeni, că mă încearcă simțăminte puternice și ambivalente, chiar contradictorii. E un moment al omagiului, al premierii, al excelenței, care mă face foarte fericită, mă emoționează profund, în mod sincer. Mă face să rememorez grație și filmului pe care l-am văzut, ce ne amintește și nu era nevoie neapărat, dar cu atât mai mult de acest film, pentru a rememora, pentru a-mi da seama cât de profund recunoscătoare sunt, ar trebui să fiu și sunt tuturor întâlnirilor cu mari sau în devenire mari creatori de film, de data aceasta creatori de artă,
și lor le datorez existența mea, șlefuirea mea, ceea ce sunt și aș vrea să mai devin și mâine și poimine și în același timp. Spuneam de simțăminte ambivalente, fără să lungesc discursul. E un moment în care spui, se încheie un cerc, până aici a fost, oare? Eu îmi doresc, poate ca mulți dintre noi, să fie o spirală, să nu se fi încheiat cercul. Și e un moment al evaluării, când te întreb la ce ai fost nevoit să renunți. Și sunt alegeri, și sunt lativ, și sunt profund recunoscătoare tif, tuturor celor care au organizat și au făcut posibil acest eveniment, de la ființe dragi, multe, harnice și devotate, cei pe care îi vedem sau nu îi vedem, sau îi vedem întreagă, le sunt profund recunoscătoare, sunt recunoscătoare sponsorilor, sunt recunoscătoare fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru această seară, vă mulțumesc pentru acest moment, vă salut cu drag! My name is Halldóra. I'm deeply honored to be here to celebrate the power of telling stories. I come from a little island in the north, from Iceland, and I know it is vital for me personally to go out of the island and get inspired by you, the rest of the world. And then I come back and I feed my children and grandchildren and my fellows with the inspiration I find abroad. Thank you for lining me up with these beautiful people that are with me on the jury. They are intellectual, their intellect and their deep hearts have inspired me, and I think we have inspired each other. And it is this connection between all the countries that will make peace on earth, isn't it so? It's in the love of our hearts. I will read our testimony about the film that we chose to be the best film in the international competition. By relying on the simplicity, purity, and poetry of his cinematic approach, the director takes the audience on a universal journey, talking about the essence of life, death, and everything in between. The constant manifestation of nature, both cinematically and within the characters, gives the audience a deep, multi-layered feeling of how fragile our future is. Transylvania Trophy goes to Utama by Alejandro Loaiza Grisi. Give him a warm welcome. Felicitări, este pentru prima dată în istoria festivalului când publicul a ales exact ceea ce a ales și juriul. Congrats. Welcome back on stage. Well, just want to say thank you very much. Thank you to the entire festival for inviting me, the organization, the volunteers, everyone that makes this possible. Of course, thanks also to the members of the jury and the audience. And it's such an honor to be here in this beautiful place. You really have a beautiful festival and you should celebrate it because it brings us all closer together and it's beautiful to see other films. I also want to congratulate all the other films in competition and thank you again and yes, thanks. Thank you.